Astăzi, la Casa Tineretului din municipiul Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat turgul educațional liceal, unde mai toate școlile, liceele și colegiile mehedințene au venit pentru a-și promova oferta educațională. Astfel, cei care se găsesc în clasa 5-a sau în clasa 8-a au putut aduna informații alături de familii pentru viitoarea școală aleasă de către aceștia privind continuarea educației și a studiului. Ofertele sunt variate, dar, din păcate, nimeni nu vorbește despre siguranța locului de învățământ și despre corpul profesoral de bază. Marea majoritate intrând în discuții cu oferte financiare sau cu premii câștigate de diversi elevi olimpici, când aici este vorba despre medie, pătura de mijloc a societății care caută să se orienteze pentru un studiu de calitate oferit de toți profesorii, nu numai de cei cu o cotă cunoscută sau de siguranța locului de studiu, fiind vorba aici despre accidente, bătăi, problema drogurilor, a taxelor de protecție a diferitelor găști și exemplele pot continua. Câte locuri oferiți pentru anul școlar 2014-2015? În ce domenii? La clasa 9 avem două clase, una de mecanică și una de industrie alimentară. Pentru industria alimentară avem un laborator dotat european printr-un proiect. Avem școală de șofer pentru cei din domeniul mecanic, dar poate să facă oricine școala de șofer, orice elev cu preț redus pentru că este elev la noi la școală. Avem seral, școală de maiștri, școală pozițială, mecanică, asta este domeniul și mecanică agricolă. În primul rând, datorită premiilor obținute în acești ani, Colegiul Național Gheorghe Țițeica ocupă locul întâi în județul Mehedinți. Țin să precizez faptul că în acest colegiu atât domnii profesori cât și elevii tratează lucrurile cu seriozitate și responsabilitate. Pentru mine, Colegiul Național Gheorghe Țițeica reprezintă casa mea de suflet, locul unde învăț lucruri noi în fiecare zi, locul unde îmi văd prietenii zilnic. Sunt de la Colegiul Tehnic Domnul Tudor, sunt vicepreședinte în Consiliul Școlar al Elevilor și eu recomand elevilor să vină cu mare drag la liceu, fiindcă este un liceu foarte bun, atât pe electronică și automatizări, cât și pe Mate Info. La acest târg au fost prezenți și elevii care au putut furniza câteva informații și despre școlile județului Mehedinți, nu numai despre cele din turnul Severin. Care sunt interesați să vină la noi la școală au mai multe avantaje, primesc 200 de lei. Luna avem laboratoare specializate, nava școlii pe care pot să facă practică, stări de clase specializate.